Peste 1.000 de suceveni au participat la Marșul pentru Viață din Suceava. Punctul de plecare a fost de la Biserica Sfântul Dumitru din centrul Sucevei, acolo unde preoți din mai multe parohii au oficiat o slujbă religioasă de binecuvântare. Și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce prin Moise ai trimis poporul Israel cele 10 porunci scrise pe două tabre din piatră, pe numele Tău cunoscut întregului Israel, să-L facă. Te rugăm, binecuvintează, Doamne, pe acești robi ai Tăi, prin lucrarea lor, care prin lucrarea lor vor să facă cunoscută Evanghelia iubitului Tău Fiu și voia Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Soarele a fost trimis acum, în momentul acesta, de Dumnezeu ca să ne lumineze și să ne încălzească inimile tuturor, să beneficiem de această zi binecuvântată de după buna vestire, când Maica Domnului, Fecioara Maria, cea mai curată între fecioare, a fost binecuvântată de Dumnezeu și a acceptat sfatul Preasfintei Treimi de mântuirea neamului omenesc și a acceptat când Îngerul i-a spus: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău și vei naște fiu și vei pune numele lui Emanuel. Și a spus: da, iată roaba Domnului, fii mie după cuvântul tău. Marșul a pornit apoi spre catedrala Nașterea Domnului de pe Mărășești, apoi pe strada Universității spre primărie, bulevardul Ana Ipătescu, iar punctul de oprire a fost esplanada Casei de Cultură din centrul municipiului. Tema de anul acesta al Marșului pentru Viață a fost Ajută mama și copilul, ei depind de tine, și mizează a aduce pe agenda publică subiectul necesității sprijinirii femeilor aflate în criză de sarcină și a diminua practica inumană a avorturilor, care a devenit fenomen social grav, simptom al crizei morale profunde prin care trece societatea noastră. Potrivit organizatorilor, date neoficiale arată că în România se fac aproximativ 300 de avorturi pe zi, cumulându-se peste 20 de milioane de avorturi din 89 până azi. La Suceava, Marșul pentru Viață se organizează de 8 ani. Pentru mine mă cuprinde teama.